Ministrul muncii Marius Budăi le dă o veste foarte bună pensionarilor. Încă din prima zi a anului viitor, pensiile din România se majorează. Conform fanatic.ro, guvernul de coaliție PNL, PSD, UDMR a căzut de acord. Pensiile din România cresc de la 1 ianuarie 2023. Marius Budăi, ministrul muncii, a venit cu o declarație fermă în fața milioanelor de pensionari din România. Veniturile acestora vor fi majorate cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023. Oficialul social-democrat a afirmat că formațiunea din care face parte a cerut un procent de cel puțin 10% pentru majorarea pensiilor, iar schimbarea va avea loc de anul viitor. Budai a dezvăluit că propunerile sale de majorare au primit un avis favorabil din partea premierului și a liderului PSD. Vă spun foarte clar că de la 1 ianuarie 2023 cresc pensiile. În termenul cel mai scurt se va decide și vom face anunțul. PSD a cerut minimum 10% cu aplicabilitate imediată. Noi vrem să discutăm transparent pe bază de cifre. Am venit cu cifrele în coaliție după propunerea pe care am făcut-o în numele PSD. M-am bucurat că la unul dintre evenimentele de la Curtea de Conturi, președintele Marcel Ciolacu și premierul au spus că pensiile trebuie să crească. Decizia de la 1 ianuarie este luată. În discuțiile interne din partid s-a spus că e impetuos necesar chiar înainte de a avea construcția bugetului de stat pe care o vom trimite în Parlament, la dezbatere și așa cred că va fi, a declarat Marius Budăi conform România TV. Șeful executivului Nicolae Ciucă a vorbit și el mar seară despre subiectul majorării veniturilor vârstnicilor. Acesta a spus că există mai multe ipoteze pe masa guvernanților. Dacă Marius Budăi a înaintat un procent aproape sigur de 10%, premierul Nicolae Ciucă pare un pic mai optimist. Liberalul a vorbit de diferite procentaje de majorare a pensiilor. Acum, în momentul de față, sigur, avem ipoteze. Sunt ipoteze de la 10% la 15% la 11%, a spus șeful guvernului într-un interviu la Antena 3. Relatează fanatic.ro.